Consiliul județean Iași va împrumuta 10 milioane de euro cu scopul de a finanța finalizarea lucrărilor la drumul Iași-Suceava, un proiect inițiat acum mai bine de 10 ani. Termenul inițial de execuție era anul 2021. Plenul Consiliului județean a dat mână liberă președintelui Costel Alexe să semneze contractul, conform unei hotărâri adoptate în ședința extraordinară de joi 16 noiembrie. Împrumutul va avea o valoare maximă de 47,7 milioane de lei și va fi contractat pentru o perioadă de 10 ani. Banii vor fi accesați de Consiliul județean în cel puțin o tranșă, până ce cel târziu la 1 decembrie 2023. Pentru județul Iași, proiectul de reabilitare a drumului Iași-Suceava are costuri totale de 328 de milioane de lei.